Într-un sat din județul Alba se află o casă împodobită pentru Crăciun, cum numai în filmele americane vezi. Timp de aproape o lună, soții Giura au lucrat zi de zi pentru a-și transforma gospodăria într-un adevărat spectacol de lumină și culoare. Chiar dacă au cheltuit aproape 20.000 de lei, aceștia spun că sărbătoarea Crăciunului este una specială pentru ei și merită efortul și banii, bineînțeles. Bucuria întâmpinării acestei sărbători se îmbină cu satisfacția de a vedea seară de seară copiii care vin să se bucure de această priveliște minunată. Imagini de bază în satul Ighiel, la lăsarea serii. Aici se află cea mai frumoasă casă, împodobită de Crăciun, din județul Alba și nu numai. Sute de metri de beteală luminoasă, mii de beculețe atârnate în pomi, pe garduri, reni, Moș Crăciun, pachete cu cadouri, toate creează o atmosferă superbă. Soții Alina Gabriela și Eugen Giura nu s-au uitat la bani și au creat un decor minunat pentru a întâmpina sărbătorile de iarnă. Nu știu, mai mult timp. De când am mutat la casă, am făcut în fiecare an și în fiecare an tot mai mult. De ce faceți toate astea, domnul Giura? Pentru că îmi place. Plăcere. De mic ne-a plăcut Crăciunul, cea mai frumoasă sărbătoare. E o sărbătoare foarte importantă, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, care e cea mai importantă pentru noi, oamenii. Și mi se pare că e o sărbătoare care trebuie să fie plină de lumină și plus de aia se bucură foarte mult copiii, oamenii. Cei mai încântați de casa și grădina de vis a familiei Giura sunt copiii. Ce îți place cel mai mult din ce vezi? Mașina. Da? Și Moș Crăciun. Mie îmi place renul și renul care îl duce pe Moș Crăciun. Da? Mie îmi place toată casa. Domnul Eugen, întotdeauna, în tot fiecare an, deja a devenit o tradiție să împodobească casa și, prin urmare, venim cu copiii, se bucură copiii. Dar parcă frumos. Așa frumos și complex ca anul ăsta n-a fost niciodată. Păi, din an în an, tot mai bun facem, nu? Trebuie să ne îmbunătățim calitățile și să dăm tot ce e mai bun din noi. Ce părere aveți de munca asta migăloasă pe care a făcut-o? Numai el știe câtă muncă a depus și cât efort financiar a depus aici. Mulțumesc. Nici primarul comunei Ighiu nu a rămas indiferent la frumusețea creată de cei doi soți. Văzând că oamenii au prins un pic de atitudine și au luat un pic de atitudine față de sărbătorile de iarnă, să le împodobească, că și împodobească casele, să arate frumos, oarecum casa lor să fie în sărbătoare odată cu sărbătoarea Crăciunului. Eu am decis că haide să premiem pe primele trei case cele mai frumoase din comună. Chiar dacă au cheltuit aproape 20.000 de lei pentru a-și împodobi casa și a bucura sufletele celor mici, mărinimia soților Giura nu se oprește aici. Ei au sprijinit copiii nevoiași și vor și în continuare să-i ajute, dăruindu-le lor premiul. Da, banii aceștia, domnul primar, din partea noastră pot să-i doneze asociației Miros de Cer, pentru că nu ne trebuie bani. Acelor copii de la Miros de Cer le trebuie mult mai mult bani decât nouă. Este o asociație care se ocupă cu copiii nevoiași și ceea ce pe mine m-a impresionat, ajută foarte mult copiii fluturi. Până acum, asociația Miros de Cer a dăruit 9.500 de pachete copiilor și a ajutat 3.800 de familii nevoiașe.